Am revenit în direct alături de mine doamna Violeta Vijulie din partea PNL și analistul Răzvan Munteanu. O să vă adresez, doamna Vijulie, aceeași întrebare. Cum credeți că va aborda guvernul Orban perioada viitoare, anul de zile până la alegerile parlamentare, ținând cont că la mijlocul anului vor fi și alegeri locale? Va trece la reformele pe care le-a proiectat, cerut PNL-ul în ultimii ani, sau va fi o guvernare, știu eu, călduță, tocmai pentru că avem două rânduri de alegeri? Aș vrea să fac și o glumă, mai bine aceeași întrebare decât altă întrebare. Da, guvernul Orban va face ce și-a propus și vă spun de ce. S-a vehiculat pe aici, în studio, cuvântul blândețe. Dacă luăm anumite decizii cu blândețe sau dacă luăm... Deci noi vom trata cu blândețe cetățenii corecți, care își fac treaba, care... muncesc, care, cum să zic, chiar cetățenii care sunt în imposibilitatea de a munci, dar iarăși sunt corecți față de societate. Deci toate măsurile noastre vor fi blânde pentru acei cetățeni, însă pentru acele persoane care ocupă funcții exclusiv pe criterii politice, cu infractorii, cu oamenii care sunt certați cu legea, guvernul PNL nu va fi blând. Primul lucru pe care trebuie să-l facă guvernul Orban este să închidă, așa cum am mai spus și eu, robinetele prin care PSD-ul scurgea bani la partid. Și dacă facem lucrul acesta, deja bugetul se vede un picuț mai bine. Reușim să facem un pas. Alt pas este să ne ocupăm de fondurile europene. Foarte mulți bani ar fi putut să vină la noi în țară pentru oameni. E vorba și de ceea ce puteam să facem cu acești bani. Infrastructură mare, cele 8 spitale regionale. Știți, colegii mei europarlamentari s-au interesat la Bruxelles și la Bruxelles aveau bani pentru România să se construiască 8 spitale regionale. Iar prim-ministrul Viorica Dăncilă ne mințea că nu este adevărat. Deci există bani pentru 8 spitale regionale pe care să-i luăm de la Uniunea Europeană. Puteam să facem drumuri pe bani de la Uniunea Europeană, puteam să facem o grămadă de investiții și este foarte bine că facem autostrada în sine, dar pe lângă autostradă se crește industria locală, crește mediul comercial din zonă, dăm de mâncare nu numai celor care sunt muncitori în transporturi în drumuri și poduri, și celor care le livrează materialele necesare, și celor care le aduc mâncare, și celor care îi cazează. Deci crește industria pe orizontală, da? Și cresc veniturile populației dacă noi începem să aducem bani de investiții în țară. De asemenea, o să avem mare grijă referitor la justiție. Așa cum am spus, referendumul pe justiție a pus stop schimbărilor pe care PSD dorea să le facă la codul penal și la codul de procedură penală și de acum încep lucrurile bune care trebuie să se întâmple în justiție. Să armonizăm toată legislația cu legislația europeană, cu cerințele Comisiei de la Veneția, să facem în așa fel încât protejat să fie cel care este corect, să vedem ce soluții găsim pentru legea recursului compensatoriu, care efectiv ne-a dat peste cap și tu ca cetățean nu mai știi ce este just și ce nu. Dacă un om care a stat în pușcărie pentru că a făcut inclusiv infracțiuni cu violență, a fost eliberat pentru că statul nu i-a asigurat o celulă de nu știu câți metri pătrați, omul se gândește bine, dar cât să mai fiu și eu corect dacă văd că alții se duc, trec un pic prin pușcărie și după aia sunt pe străzi și, din păcate, ați văzut că imediat ce ies fac alte infracțiuni. Deci noi trebuie să le readucem oamenilor încrederea în justiție. Asta e foarte important. Deci eu vreau să fiu convinsă că atunci când un judecător a spus că acel om e nevinovat, el chiar să fie nevinovat și când judecătorul a spus că este vinovat și îl condamnă la un anumit număr de ani pedeapsă, eu să am convingerea că această pedeapsă a fost dată corect, cu respectarea legilor și că așa este. Deci avem toți nevoie. Și că cea mai mare parte din ea va fi executată, că pentru asta se pronunță sentința. Să știți că există soluții. PNL-ul a și pus pe tapet pentru a nu exista legea recursului compensatoriu. Avem de mai mulți ani de zile inițiativa legată de brățările electronice. Sunt foarte mulți dintre cei care au infracțiuni fără violență, care și-ar putea petrece acasă zilele de privare de libertate. Pentru că dacă stau în sistemul penitenciar, trebuie să plătim noi toți și cazare, și curent, și întreținere, și apă caldă, și mâncare. Îl ții la el acasă, îi pui brățară la picior, dacă n-a făcut infracțiune cu violență, este monitorizat, în fiecare minut știu unde este, este o politică la nivel european. Și în felul acesta, închisorile se eliberează și rămân doar pentru cei care au făcut infracțiuni cu violență. Și atunci violatorii și criminalii rămân în pușcărie. Asta trebuie să facem și asta încercăm cu noul guvern PNL și vă spun, justiția este o prioritate pentru guvernul nostru. Altă prioritate este la educație. Și-au bătut joc de studenții la medicină care acum trebuie să-și dea examenul de rezidențiat. Adică țipăm atât prin toate părțile, că ne pleacă medicii, că nu avem investiții în spitale. Și când avem oameni care vor să învețe aici, să muncească aici, să devină medici în țara lor, noi ne batem în halul ăsta joc de ei, nu se poate așa ceva. Deci o prioritate a Ministerului Educației împreună cu Ministerul Sănătății, pentru că acest concurs trebuie organizat în colaborare. Astăzi a fost declanșată o anchetă după vizita doamnei fost premier, doamna Dăncilă, la maternitatea din Suceava, dacă mi-aduc bine aminte. Doamne, nu-mi vine să cred. Episodul cu copiii nou născuți, ținuți în brațe, în ciuda tuturor regulilor de... Știți ce mă revoltă pe mine? Pe doamna Dăncilă am văzut-o toți la televizor și am văzut, din păcate, chiar dacă este femeie și prim-ministru, ceea ce pe mine mă îndurerează. Eu aș fi vrut să avem o femeie prim-ministru care mie, de exemplu, ca tânăr politician să-mi fie model. Deci nu este doamna Dăncilă. Bun, doamna Dăncilă știm cum este. Este un om fără caracter. Dom'le, dar acolo erau medici, erau asistenți, adică chiar toți se fac preși în fața unei presupuse autorități, pentru că autoritatea morală nu e. Mai avea o zi de mandat, deci o autoritate dată doar de o funcție, nu de calitatea ei de persoană. Și deci, cred că toți oamenii din spital, angajații spitalului care au permis să se întâmple așa ceva, ar trebui concediați. Da, este opinia mea personală și nu știu ce va face. N-am vrut să vă întrerup, dar când a spus doamna Dăncilă este un om fără caracter, presupun că v-ați gândit că din punct de vedere politic nu ați făcut o referire la omul Dăncilă. Sunt obligat să fac acest lucru pentru că, știți, sunt niște reguli ale CNA-ului. Nu mă leg de omul privat, nici nu este treaba mea și nu este de interes public, dar omul politic Dăncilă este fără caracter pentru că nu a muncit pentru cetățenii României din poziția de prim-ministru, ci doar pentru găștile din PSD. Domnule Munteanu, cine câștigă din toate aceste evenimente politice? Viața politică a fost destul de agitată în ultimele săptămâni. Cine câștigă din punct de vedere electoral? Pentru că trebuie să ne aducem aminte că traversăm o perioadă electorală și peste numai câteva zile vom avea primul tur al alegerilor prezidențiale. Păi, primul, cred că este cea mai anostă campanie electorală prezidențială din 1990 până în prezent. Nu-mi place, dar de data asta sunt total de acord cu dumneavoastră. Nu-mi place că aveți dreptate. Mi-aș fi dorit să fie o altfel de campanie. Este ușor de înțeles până la urmă. Klaus Iohannis este poziționat detașat față de ceilalți contracandidați. E pentru prima dată când avem o astfel de situație. Până acum alegerile au fost destul de oarecum echilibrate, da. Da. Orice consultant politic cu experiență l-ar ține pe Klaus Iohannis departe de o dezbatere politică care ar putea să prezinte chiar și riscuri minime. De cealaltă, parte, actori precum domnul Barna, precum doamna Viorica Dăncilă sau domnul Tudor Paleologu nu s-au angrenat. Dacă actori, treceți-l și pe domnul Diaconu. Și pe domnul Diaconu. Ați zis actori precum. Să fie un actor între cei enumerați. Da, este un actor foarte bun. Să știți că timpul va trece și ceilalți vor aprecia calitatea de actor pe care Mircea Diaconu a avut-o. Deci, din punctul meu de vedere, marele... cu omul politic, Diaconu, atunci. Da, probabil, pentru că contextul politic actual nu-l ajută. Nu este un candidat cu șanse reale pentru a ita în turul 2. Mai ales după ce se întâmplă în partidul care, principalul partid care îl susține în Pro-România, nu mai timp să se gândească la domnul Diaconu. Nici ALDE, până la urmă, nu mai este un partid în adevăratul sens al cuvântului. Știți că sunt reclame celebre care au apărut pe în spațiul online al unor firme de curățenie care spuneau că spre deosebire de ALDE ele trec pragul și fac curat. Da. Trebuie să facem și o emisiune cu bancuri politice. Noi românii suntem foarte buni la PR și la astfel de lucruri. Principalul perdant din punctul meu de vedere al acestor zile este fostul premier Victor Ponta. A venit pe un trend ascendent, a creat Pro-România, a adus alături de el oameni care, să știți, că aveau un capital politic pozitiv, precum domnul Tudor Corina Crețu, precum Corina Crețu, la dânsa mă gândeam în primul rând. Iar precum domnul Tudor a scos la alegerile europarlamentare un scor foarte bun pentru Pro-România la dumnealui la Brăila. Și mai este ceva, și, mă rog, Victor Ponta, să știți că printre lucrurile bune care îi se pot atribui este și o viziune de politică externă pe care o are. L-a adus pe Iurie Leancă, un fost premier în Republica Moldova, om care rupe votul din electoratul din Basarabia. Declarațiile domnului Ponta: domne, noi avem pe listă numai foști premier, nu știu câți premier. Și acum domnul Tudose a reușit să strângă lideri în jurul său, oameni cu personalitate, a venit pe un trend ascendent. Era un fel de UDMR al acestor zile. Fără voturile sale nu se putea rezolva investirea guvernului. Dar iată că liderii politici pe care i-a adus au dovedit că avea o personalitate destul de puternică și au reproșat lui Victor Ponta ceea ce Victor Ponta i-a reproșat lui Liviu Dragnea la rândul său, un leadership autoritar. Deci este principalul perdant al acestor zile și al zilelor următoare s-ar putea ca principalul perdant să fie Dan Barna, pentru că, în primul rând, electoratul USR este electoratul acela dur despre care am vorbit, care trebuie motivat să iasă la vot. Împotriva cui motivezi? Pentru că guvernul PSD nu mai există, Viorica Dăncilă sau Liviu Dragnea sau baronii locali ai PSD-ului nu mai pot fi aduși în narativul tău politic. Trebuie oarecum să te repoziționezi și să-i motivezi pe acești tineri să iasă. Am văzut o schimbare a mesajului venit din partea USR. Veniți și votați Barna în primul tur ca să nu intre PSD-ul în turul 2. Exact. Vedeți, USR-ul nu are încotro, pentru că narativul său politic, discursul său politic a fost focusat în jurul PSD-ului, fără penali, în funcții publice, evident, a vizat PSD-ul și problemele pe care Partidul Social-Democrat le-a avut, iar acum se află în, să spunem, în defensivă. S-ar putea să fie marele perdant al perioadei imediat următoare. În turul 2, o confruntare între președintele Iohannis și Viorica Dăncilă s-ar putea să fie cel puțin interesantă din anumite puncte de vedere. Cred că l-a consacrat pe domnul Iohannis ca fiind un foarte bun, și o să folosesc un termen deloc academic, un foarte bun miștocar. Ar fi de urmărit o astfel de confruntare electorală. Să fim serioși. Nu cred că există o casă de pariuri realistă care nu l-ar da favorit așa pe Klaus Iohannis. Eu nu mă pricep la pariuri de niciun fel, dar am văzut că o casă de pariuri a lansat o ofertă cu cine intră în turul 2, iar domnul Iohannis are blocată opțiunea că nu va intra în turul 2. Că va intra în turul 2. Deci nimeni nu poate să parieze, pentru că ar fi cota foarte, foarte mică. Foarte mică, da, deci bătălia se dă pentru cine va intra în turul 2 de Klaus Iohannis. Mie mi-a plăcut foarte mult, să știți, atitudinea lui Victor Orban, l-am urmărit foarte atent în ultimele zile, a apărut destul de echilibrat, destul de calm. Victor Orban ați spus. Victor Orban, Ludovic Orban. Ludovic Orban, a apărut destul de echilibrat și destul de calm, stăpân pe situație, nu a apărut un om entuziasmat foarte mult, arată că înțelege responsabilitatea și provocările pe care guvernul său le are, pentru că, într-adevăr, pe umerii săi vor multe provocări. Mai ales că guvernul Dăncilă, să știți că nu a fost un guvern atât de catastrofal și erau și trei sale. Și dacă ne uităm doar pe zona Ministerului Muncii, spre exemplu, sunt câteva politici publice care au un impact destul de pozitiv. Prime de mobilitate pentru persoanele care se poate muta dintr-o regiune în alta. Este un simplu exemplu. Fostul premier Viorica Dăncilă deja a anunțat un program de vouchere pentru persoane cu dizabilități să se poată încadra pe piața muncii. Și sunt câteva exemple aleatorii pozitive pe care guvernul Dăncilă le-a realizat. Din nefericire, pentru comunicarea politică a PSD-ului și pentru poziționarea sa publică, problemele cu justiția au luat întotdeauna fața acestor politici. Pentru că au fost întotdeauna în fruntea listei de subiecte abordate. Au fost în fruntea listei de subiecte abordate și abordate și urmărite de către PSD. Și nici măcar arestarea domnului Liviu Dragnea nu a schimbat paradigma în care PSD-ul a fost privit de către societate. A existat o inerție care a dus, iată, la ceea ce s-a PSD-ul, dacă îmi permiteți doar o ultimă idee, totdeauna a mers pe discursul conform căreia fostul președinte Traian Băsescu a creat un clivaj în societate. Poate că este adevărat din anumite puncte de vedere, dar la rândul său, această politică pe care PSD-ul și-a asumat-o în prima etapă sub conducerea lui Liviu Dragnea a accentuat acel clivaj care deja exista în societate. De asta și votul negativ împotriva PSD-ului pe care l-am văzut din Consiliul Europarlamentar. Cine câștigă, cine pierde din punct de vedere electoral? Iată, bat la ușă alegerile prezidențiale. În urma acestei perioade deosebite activă din punct de vedere politic. Vă întreb nu întâmplător, pentru că sunt voci care spun, domne, acum doamna Dăncilă se poate victimiza și ar capitaliza mai multă simpatie pe care ar putea să o transforme în voturi și ar ajunge în turul 2 mult mai ușor. În opinia mea, Viorica Dăncilă și-a epuizat inclusiv capacitatea de victimizare. De când o vedem la televizor în calitate de prim-ministru, dânsa se victimizează. Că noi o certăm că nu știe limba română, că noi o certăm că nu știe să-și facă coafiura, că noi o certăm că nu știe să se îmbrace. Oameni fără proiecte și fără soluții. Deci ea se victimizează de când s-a dus la Palatul Victoria. Plus de asta are niște discuții și niște tematici. De exemplu, zilele trecute ne spunea că nu are nicio operație estetică. Nu ne interesează, doamna Dăncilă, nu ne interesează aceste lucruri. Ne pare rău. Deci, în opinia mea, eu nu văd doamna Dăncilă unde ar mai putea să crească. Pe doamna Dăncilă nu o creștea acțiunea politică pe care o făcea ea, ci o creștea PSD-ul. Pentru că PSD-ul este un partid de structură. Acum, pentru că PSD-ul este în degringoladă, a pierdut guvernarea, pe ultima 100 de metri între trecerea moțiunii de cenzură și trecerea guvernului Orban, în toate instituțiile s-a încercat ca pe pozițiile de interimat și pe pozițiile pe care nu erau angajați să se pună oamenii PSD-ului ca să rămână acolo cât mai mult în funcție. Deci a fost așa, din viață scapă cine poate. Așa a fost în ultimele săptămâni în PSD. Deci nu mai au timp să facă campanie, să se gândească la campanie. Nu mai simt că Viorica Dăncilă este un lider care poate să gestioneze Partidul Social-Democrat. Într-o situație atât de dificilă. Întotdeauna muncesc pentru lideri care le dau ceva, le aruncă un os. De ce au muncit pentru Liviu Dragnea? Credeți că vreun baron local îl iubea pe Liviu Dragnea? Nu! Liviu Dragnea le arunca câte un os. De aceea munceau pentru el. A intrat în pușcărie, mai vorbește cineva de Liviu Dragnea? Nu mai, l-a uitat. Viorica Dăncilă i-a scos de la guvernare, că practic Viorica Dăncilă a scos PSD-ul de la guvernare. Nu le mai aruncă niciun os baronilor. Pe de altă parte, putem spune că doamna Dăncilă a ținut mult mai mult decât era de așteptat PSD-ul la guvernare, mai ales în ziua în care domnul Dragnea a fost luat cu mașina aceea neagră. Toată lumea s-a așteptat ca doamna Dăncilă să piardă guvernarea cât se poate de repede. Eu cred că e o capcană în care noi cădem. Deci a pierdut guvernarea chiar cât s-a putut de repede. Atât s-a putut de repede, având în vedere că, așa cum a spus și dumneavoastră, PSD-ul a intrat în Parlament cu 45%. Iar efortul de a întoarce un parlament care era roșu împotriva partidului roșu a fost enorm și capacitatea de negociere a colegilor mei, atât a președintelui Ludovic Orban, cât și a colegilor care sunt lideri de grup, Raluca Turcan la Camera de Deputaților și Florin Cîțu la Senat, deci s-a negociat om la om ca să reușim să trecem moțiunea de cenzură și să punem guvernul PNL Orban. Nu-mi place să spun asta, dar un merit important îl are și domnul Tăriceanu, Trebuie să recunoaștem. Dar nu știu. Păi, spuneți dumneavoastră. Păi dacă nu strica alianța cu PSD-ul, probabil că nici nu s-a putea vorbi de o moțiune trecută cu succes. Da, mi-a părut rău că domnul Tăriceanu a uitat multe dintre principiile liberale, dar dacă începe să și le reamintească acum, să știți că nu e un lucru rău. Ar fi bine ca istoria să-l rețină într-un mod mai bun decât cel pe care ni l-a arătat în perioada în care a guvernat alături de Dăncilă. Așadar, eu sper într-o reabilitare, măcar cât de cât, a președintelui ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Scena politică, în rest, Dan Barna, ca și prezidențiabil al USR, cred că ar trebui, nu o să vorbesc negativ despre dânsul, este treaba echipei de campanie să-i spună lucrurile negative, eu aș dori doar să-i fac o sugestie, să-și aleagă teme reale pentru un prezidențiabil, pentru că o poză cu o pisică pe Facebook nu poate doar să înlocuiască o campanie de campanie. Adică nu, dar știți care e problema? Nu l-am văzut înainte ca fiind un iubitor de animale, iar acest gest să fie unul autentic. Dacă era așa, l-aș fi apreciat, pentru că eu chiar sunt, de exemplu, un iubitor de animale care încearcă să ajute animalele străzi, încearcă să ajute oameni și ONG-uri care din asta și-au construit un obiectiv în viață, să ajute animalele, dar dânsul n-a făcut asta până acum. N-am văzut vreo poză cu vreo pisică de când s-a înființat USR-ul până acum și acum în campania pentru prezidențiale, da, aici eu aș concedia un consilier din... domnului Orban cu un câine. Da, dar domnul Orban are câine de mult timp, asta vă spun. Dacă este un gest autentic, eu sunt de acord cu el. Domnul Orban are nu numai un câine, are un câine de rasă, dar are și un câine maidanez. Poate că asta nu știați, dar este un mare... Da, da, are un suflet bun, este un om deosebit, are un suflet bun și este un iubitor de animale. Deci dacă domnul Ludovic Orban apare acum cu căței săi într-o poză, nu este ceva contrafăcut, nu este ceva strict pentru campania electorală. Mă înțelegeți? Asta este diferența. De asta eu îi sugerez domnului Barna să se expună într-un mod autentic și să-și dea afară un consilier. V-a ajutat domnul Barna la învestirea guvernului. A fost alături de dumneavoastră. Da, de asta am spus că eu nu voi spune nimic negativ despre dânsul, i-am făcut doar niște sugestii. Am luptat în opoziție alături de domnul Barna și de USR. Dânsii nu și-au dorit să intre la guvernare, este opțiunea dânșilor. Acum fiecare se bate în stilul lui. Noi ne luptăm de la guvernare și aici, bineînțeles că și pentru PNL există un risc să scădem un punct, două în sondaje, pentru că avem de luat niște măsuri foarte dificile. Și dacă noi am preferat să ne asumăm listul. Aveți și de unde să scădeți un punct, două. N-ar fi așa o mare tragedie. Da, dar noi sperăm ca după ce luăm aceste măsuri să avem timp să creștem din nou, pentru că vă spun, în toamna anului viitor trebuie neapărat să scoatem PSD-ul din cărți. PSD-ul nu mai este un partid politic de mult. PSD-ul este o caracatiță care își întinde tentaculele către baronii PSD-ului din teritoriu, către găștile de acolo, care fiecare are interesele ei. Deci nu respectă regulile unui partid politic. Principalul obiectiv al unui politic este bunăstarea cetățeanului și colegul, doctoratul pe care l-ați terminat acum era în științe politice, nu? Da. Nu, așa este un partid politic care are ca obiectiv principal bunăstarea cetățeanului, așa este în teoria politică. Vi se pare că PSD-ul a făcut ceva pentru oameni? Poate ne-a aruncat un voucher de vacanță în față ca să ne arate că, vezi, Doamne, face ceva în domeniul bugetar, dar ne-a luat cu nu știu câte mâini pe de altă parte, a oprit investițiile, nu ne-a construit spitale și, apropo de spitale, mi-am amintit acum și aș vrea să fac o paranteză domnul Victor Ponta, din partea mea, n-are nici jumătate de bilă pozitivă. Pentru că, dacă vă amintiți, în momentul tragediei de la Colectiv, Victor Ponta guverna și n-a făcut nimic ca acei oameni să primească tratament de calitate. În secunda 2 trebuia acționat butonul european care dă acces țărilor din Europa, atenție, tuturor țărilor din Europa, nu numai țărilor din Uniunea Europeană, să ceară ajutor internațional. Ori el, împreună cu Bănicioiu, împreună cu Raed Arafat, împreună cu primarul Piedone și cu cât se mai perindeau pe acolo, ne-au asigurat că totul este în regulă. Iar apoi românii noștri mureau în spitale. Au apărut acum într-un jurnal dovezi asupra faptului că se mușamaliza fișa pacienților și în loc să scrie că au murit de infecții, scria că au murit prin stop cardiorespirator. Deci acolo au murit oameni. Deci Victor Ponta, în ochii mei, ar trebui să dispară, n-ar trebui să fie astfel de oameni pe scena politică. Nu pot să-mi închipui prin ce pârghii a reușit să se redreseze, să-și facă acest partid nou Pro-România și să conteze în Parlament. Dar ce să facem? Dar eu sper ca astfel de persoane să nu mai existe în spațiu public, pentru că nu este benefic. Luăm o scurtă pauză de publicitate și aș vrea, în partea a treia acestei emisiuni, să vorbim și despre... Știți, în ultimii ani am vorbit despre o posibilă dreaptă unită. Acum s-ar putea să vorbim despre o posibilă stângă unită și cum ar putea face opoziție guvernului Orban. Dar toate aceste subiecte le vom dezbate după o scurtă pauză de publicitate.